DNA îl urmărește penal pe Nelu Tătaru. Fostul ministru PNL al sănătății ar fi luat mită de la zeci de pacienți sau de la rudele lor. Scandalul Nordis, dezvoltatorul imobiliar contestă în instanță decizia de intrare în insolvență. Încă un mini teren de golf pentru Klaus Iohannis, de data aceasta la reședința oficială din cartierul bucureștean Primăverii. În vizită la Chișinău, președinta Comisiei Europene anunță investiții de aproape 2 miliarde de euro în Moldova. E joi, 10 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, e acuzat de luare de mită. În prezent deputat PNL, politicianul e bănuit de procurori că în calitatea sa de chirurg la spitalul din Huș ar fi luat de peste 100 de ori mită. Liberalul a fost audiat mai multe ore de procurori în vreme ce aveau loc percheziții la unitatea medicală în care acesta profesează. Spre deosebire de cazul Iulian Dumitrescu, fostul șef al Consiliului Județean Prahova, acum liberalii au luat rapid atitudine. Nelu Tătaru a fost demis de la conducerea PNL Vaslui. Totodată a fost luat decizia ca el să fie eliminat de pe lista pentru alegerile parlamentare. Liderul filialei Vaslui, deputatul Nelu Tătaru, care la propunerea mea a fost eliberat din funcția de președinte de filială și desigur la nivelul grupului se vor lua măsuri pentru a vacanta poziția de președinte al Comisiei de Sănătate. Va asigura interimatul la filiala Vaslui, domnul Varujan Vosganian. Nu are cum să mai rămână candidat. Biroul de parlamentar al lui Nelu Tătaru din Huș a fost sigilat, iar DNA va cere ridicarea imunității parlamentare de care liberalul beneficiază, potrivit unor surse citate de site-ul G4 Media. Conform procedurii, cererea de ridicare a imunității trebuie trimisă Camerei Deputaților, care mai apoi o supune votului din plen. Fostul ministru Nelu Tătaru se declară nevinovat, după cum relatează Filip Stan David. Surse judiciare citate de site-ul Hot News spun că Nelu Tătaru e cercetat pentru peste 100 de fapte de luare de mită. Sumele nu ar fi foarte mari, 100 de lei de exemplu, însă fostul ministru ar fi primit inclusiv carne sau ouă de la pacienți. Avocata sa a respins deja aceste bănuieli. Procurorii ar avea însă inclusiv probe video. Perchezițiile de astăzi s-au făcut doar la spital. Pentru cele de la locuința demnitarului PNL e nevoie de avizul Camerei Deputaților. DNA trebuie să ceară acceptul Parlamentului și pentru eventuale măsuri preventive, cum ar fi arestarea. Prima reacție a lui Nelu Tătaru a fost să respingă toate bănuielile. El a spus că nu a condiționat vreodată actul medical. Vă spun în continuare, sunt nevinovat, mi-am făcut doar în sedia de medic, sunt cel care nu a condiționat și n-a solicitat niciodată. Există totuși, se spune că ar exista niște probe video. Aș vrea să le vedem și noi dacă sunt acele probe video. Solicitat și noi. Cu doar câteva zile în urmă, fostul ministru al sănătății a scris pe Facebook că muncește doar pentru pacienți, nu pentru bani. Ulterior, el a șters acea postare. În cea mai recentă declarație de avere, depusă în aprilie, Nelu Tătaru a inclus două apartamente în Iași și în București. Nu are declarată nicio mașină. În conturi are peste 1 milion de lei, echivalentul la circa 225.000 de euro. Sursele devenite din document sunt indemnizația de deputat și salariul de medic. A mai câștigat 44.000 de lei din închirierea unui apartament, iar soția sa a declarat venituri de 73.000. De-a lungul timpului, mai mulți miniștri ai sănătății au fost cercetați penal. Mircea Beuran ar fi încasat 10.000 de euro ca să scoată la concurs un post de asistent universitar. El a fost achitat vara trecută. Agenția de Integritate l-a acuzat pe Eugen Nicolaescu de fals în declarațiile de avere, dosarul a fost clasat de instanța supremă. Nicolae Bănicioiu a fost implicat în mai multe anchete penale, de curând el a fost achitat într-un dosar de luare de mită. Procurorii spun că ar fi primit aproape 800.000 de euro ca să influențeze numirea unor manageri de spital.
Nicolae Bănicioiu a fost cercetat și în al doilea dosar colectiv legat de felul în care oficialitățile au intervenit după incendiul de acum 9 ani din clubul bucureștean. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă sunt sub urmărire penală din cauza achizițiilor de vaccinuri anticovid, iar Sorina Pintea a fost condamnată în aprilie la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită. Sentința Tribunalului Cluj nu este definitivă. Dezvoltatorul imobiliar Nordis Management a contestat oficial decizia de luni prin care Tribunalul București a dispus intrarea în insolvență a societății. Primul termen de judecată nu apăruse pe portalul instanțelor până la momentul înregistrării acestui podcast. Cea mai recentă anchetă Recorder, schema Nordis, arată cum, între altele, compania a încasat sume consistente în avans de la persoane care n-au intrat în cele din urmă în posesia apartamentelor promise. Recorder a găsit de asemenea indicii solide că unele au fost vândute de mai multe ori unor persoane sau firme diferite. Premierul Ciolacu a respins astăzi criticile liberalilor, care afirmă că PSD a blocat în 2019 la Camera Deputaților un proiect care ar fi limitat la 10% avansul pentru cumpărarea de imobile construite de dezvoltatori. Partidul său promovează acum o lege care include exact această prevedere. N-am avut răbdare să mă uit și n-am avut timp să mă uit o oră la reportajul Licorn. Am prieteni care mi-au scris, care au avut această problemă, am aflat că am făcut promisiuni de vânzare și am aflat că de fapt ne-am pierdut banii sau urmează să ne pierdem bani. Eu nu pot să accept așa ceva, indiferent despre cine vorbim. Ați vorbit cu doamna Bicol? Nu am vorbit cu doamna Bicol și nu cred că e o obligație din partea mea de a vorbi cu doamna Bicol. Referitor la doamna Bicol. Nordisul construiește din 2008. În acest moment au o problemă. În urma unor dezvăluiri, e treaba dânșilor și a companiei ce fac. După cum ați auzit, liderul PSD a încercat din nou să ia distanță față de Laura Vicol. Deputata promovată de partidul său în funcția de președintă a Comisiei Juridice a demisionat din funcția de conducere săptămâna aceasta. Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, este unul dintre asociații Nordis. Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă e adevărat că ar fi mers în vacanță în Dubai împreună cu Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și cu Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor. O precizare, vă rog, au apărut informații în spațiul public cu privire la acea vacanță pe care ați avut-o în Dubai cu Sorin Grindeanu, Laura Vicol. Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă în vacanță. Niciodată. Cum reacționați? Ca să lămurim și acest lucru. Cum reacționați la acuzațiile? Vedeți că este o suprapunere din câte mi-amintesc. Vă dați seama că am stat și am căutat. Deci de vacanță este exclus. Este o suprapunere de avion când m-am întors în țară. Iertați-mă. Mă puteam întâlni în avion și cu domnul Iohannis. Înseamnă că am fost cu dânsul la golf. Să mai spunem că Federația Română de Fotbal și grupul Nordis vor înceta mai devreme, la sfârșitul acestui an, parteneriatul pe care îl încheiaseră. În baza lui, Nordis sponsorizează Comisia Centrală a Arbitrilor și Naționala sub 21 de ani a României. Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut în online ca Shelly, a declarat și el că regretă că a făcut reclamă grupului de firme. Într-un clip publicat pe Instagram în vara lui 2021, tânărul cu 2 milioane de urmăritori pe rețeaua socială spunea despre Nordis că, citez, face cel mai tare ansamblu rezidențial. La un an de la trimiterea în judecată, dosarul violențelor din 10 august revine la Tribunalul Militar București. Poate începe astfel judecata pe fond. Curtea Militară de Apel din Capitală a respins azi contestațiile jandarmilor acuzați că au ordonat lovirea și gazarea a mii de protestatari pașnici. Comunitatea de click, care a atras de multe ori atenția că faptele s-ar putea prescrie, cataloghează decizia de astăzi drept o mare victorie, argumentând că unele procese stau cu ani blocate în camera preliminară. Pe 10 august 2018, în timpul așa numitului protest al diasporei din Piața Victoriei, 10.000 de persoane au ieșit în stradă. La finalul zilei, jandarmii au intervenit în forță pentru împrăștierea manifestanților, cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar peste 300 de participanți la uriașul protest cer daune morale și materiale în acest caz.
După ce în grădina vilei de protocol de la Neptun, folosită de președintele Klaus Iohannis, a apărut un mini-teren de golf, presa a descoperit acum că unul asemănător există și la reședința oficială din cartierul Primăverii. Site-ul G4 Media dezvăluie că la Vila Lac 3, reședința oficială a președintelui Klaus Iohannis, a fost amenajat tot un teren de golf cu 3 găuri. Deocamdată nu se știe dacă mini-terenul a fost amenajat la solicitarea președintelui și nici în ce an s-a întâmplat acest lucru. Nici în cazul celui de la Neptun, administrația patrimoniului și protocolului de stat nu a explicat în ce perioadă a fost amenajat terenul, la solicitarea cui și cât a costat el. Potrivit G4 Media, mini-terenul de golf de la Neptun a fost amenajat după anul 2017. Cotidianul Adevărul scria de curând că REAPPS ar fi investit în ultimii ani aproape 1 milion de euro în construirea a 2 piscine și a unui jacuzzi, destinate vilelor de protocol de la Neptun. Fosta directoare a Casei de Comerț Unirea, compania înființată la inițiativa fostului lider PSD Liviu Dragnea, a fost reținută pentru 24 de ore. Mariana Cotoi este acuzată de abuz în serviciu, într-un dosar în care procurorii estimează un prejudiciu de peste 40 de milioane de lei. Alături de ea au mai fost reținuți și 3 administratori ai unor firme. Conform DNA, există suspiciunea că în mandatul său de director, Mariana Cotoi a încheiat contracte presupus ilegale cu mai multe firme, folosind Casa Unirea ca intermediar într-un circuit financiar fictiv. În vizită la Chișinău, la scurt timp după ce a fost reconfirmată în funcția de președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat un sprijin financiar consistent pentru Moldova. Uniunea Europeană va investi aproape 2 miliarde de euro în economia țării vecine în următorii 3 ani. Duminica viitoare, pe 20 octombrie, sunt programate alegerile prezidențiale și referendumul pe tema aderării la Uniune. Președinta Maia Sandu a observat că legăturile economice dintre Moldova și statele membre sunt deja foarte strânse. Peste 65% din produsele moldovenești ajung astăzi în Europa, demonstrând clar unde este interesul economic al țării noastre. Dragă Ursula, ați fost alături de noi în cele mai complicate perioade. Când Moldova se confrunta cu criza energetică, Uniunea Europeană și statele membre ne-au ajutat să asigurăm căldură și lumină în casele noastre. Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderare împreună cu Ucraina în toamna lui 2022. A fost una dintre consecințele directe ale războiului pornit de Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Chișinăul a început negocierile de aderare în vara acestui an. Discuțiile se anunță însă îndelungate și dificile. Obiectivul Moldovei este ca aderarea să se producă în 2030. La Moscova, în mod previzibil, Ministerul de Externe se arată agitat. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, a reluat criticile vehemente la adresa conducerii pro-europene a Moldovei. Ea a remarcat și recenta vizită la Chișinău a premierului Ciolacu, după care a afirmat că România ar încerca să acapareze Republica Moldova. Numai departe de ieri, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care condamnă amestecul Moscovei în afacerile interne ale Republicii Moldova și campaniile care urmăresc să influențeze rezultatul referendumului de aderare. Pe de altă parte, Consulatul României de la Rostov pe Don, oraș port din sudul Federației Ruse, a fost avertizat că trebuie să se închidă până lunea viitoare. Decizia fusese anunțată încă din decembrie, data la care Bucureștiul a răspuns că așteaptă o notificare oficială din partea Moscovei. Premierul Ciolacu, la rândul său, a spus că România va continua să sprijine traseul european al Moldovei și că propaganda agresivă a Rusiei nu va schimba acest lucru. O explozie s-a produs în această după-amiază la locomotiva unui tren cu care mai mulți eurodeputați urmau să ajungă de la Strasburg la Bruxelles. Pasagerilor li s-a cerut să se refugieze în tunelul care duce către diferitele linii. Activitatea din gară a fost paralizată pentru mai multe ore, iar pompierii au fost chemați de urgență la fața locului. Un asistent parlamentar a calificat evacuarea drept haotică. Biroul de presă al Parlamentului European a pus cele întâmplate pe seama unui incident de natură tehnică. Instituția rezervase 750 de locuri la bordul trenului care urma să plece din Strasburg.
La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Șpaga la stat este o meteahnă veche, iar uneori chiar insuficientă. Două șefe ale casei de asigurări Maramureș, puse sub acuzare la începutul anului, țineau evidența furnizorilor care le ofereau cadouri și se arătau indignate când primeau atenții modeste. Arată datele din dosar consultate de site-ul hotnews.ro. Astfel iese la iveală că directoarea Carmen Prodan își transformase soțul în intermediar. Cei doi foloseau inclusiv un limbaj codat. De exemplu, citez, am desfăcut un pachet. Este o agendă cu 5.000 de pagini. Am încheiat citatul. Așa era anunțată directoarea că a primit 5.000 de lei mită. Camelia Stretea, directoarea executivă pusă de asemenea sub învinuire, a recunoscut că a luat mită, motiv pentru care procurorul i-a stabilit o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare, validată ulterior de tribunal. 20 de cutii cu bijuterii, 38 de parfumuri, genți, ceasuri, cosmetice și sticle cu alcool. Asta au găsit polițiștii la perchezițiile făcute la locuințele celor două șefe ale casei de asigurări Maramureș. Garda de Mediu a cumpărat camere video de bord cu prețuri umflate și de 4 ori. Achizițiile s-au făcut cu bani din planul de redresare și reziliență. O investigație semnată de jurnalista Ana Poenariu de la site-ul Public Record arată că, la sfârșitul anului 2023, prin licitație, Garda de Mediu a cumpărat peste 270 de camere video de bord pentru mașinile de inspecție și control. Pentru fiecare dispozitiv, instituția a plătit în jur de 5.000 de lei, un preț de 4 ori mai mare față de aceleași produse pe care firma care le-a livrat le vinde pe piața liberă, adică aproximativ 1.100 de lei. Și cu privire la caietul de sarcini, există unele suspiciuni. Mai precis, semne de întrebare ridică faptul că cerințele din caietul de sarcini par a fi scrise în așa fel încât doar un anumit produs să se încadreze, cel care într-un final a și fost cumpărat. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Rafael Nadal. Spaniolul Rafael Nadal, supranumit Regele Zgurii, și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist. Intrat deja în istoria sportului mondial, Rafael Nadal, ajuns la 38 de ani, va juca ultima dată pentru Spania în finala de Cupa Davis de la Malaga, care se ține în noiembrie. Nadal încheie astfel o carieră impresionantă. A câștigat primul său meci în calitate de jucător profesionist la 15 ani. Avea să-și adjudece numai puțin de 22 de trofee de mare Slam, 14 dintre ele la Roland Garros. E un record foarte probabil imposibil de egalat. Competiția de pe zgura pariziană e, potrivit specialiștilor, cea mai grea din tenis. În 2008, Nadal a întrerupt un șir de 5 victorii la Wimbledon obținute de elvețianul Roger Federer. Finala de aproape 5 ore disputată între cei doi e considerată una dintre cele mai bune partide jucate vreodată în istoria tenisului. Premieră pentru alpinismul de la noi. Adrian Laza a devenit primul român care a urcat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale planetei. Este o performanță râvnită de mulți alpiniști, însă doar foarte puțini reușesc să dovedească vârfurile din Himalaya și Karakorum. Alpinistul român în vârstă de 61 de ani a reușit performanța în 8 ani, cucerind pe rând popularele 14 vârfuri, printre care Everest, Annapurna și K2. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând butonul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă dă ocazia să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Raul Bambu, o seară excelentă vă doresc!